O pisică neagră care traversează drumul, bananele la bordul unei nave, o potcoavă atârnată deasupra ușii și alte superstiții par lipsite de sens. Dar mulți oameni încă mai cred în ele. Toate aceste lucruri au sens dacă le afli originea. Să ne uităm la 11 dintre cele mai faimoase superstiții. Se apropie un meci de fotbal, o prezentare de proiect de afaceri sau un examen dificil. Îți e teamă să nu dai greș și, prin urmare, bați în lemn. Oamenii din Europa și din SUA păstrează acest ritual de peste 2000 de ani pentru a evita problemele. Bătaia în lemn pentru a preveni dezamăgirea ar putea proveni de la țăranii care băteau în trunchiurile copacilor pentru a speria spiritele rele care voiau să le strice viața oamenilor. Unii oameni se tem să treacă pe sub o scară înclinată, iar dacă îi întrebi care e motivul unei astfel de temeri, probabil că nu vor putea să-ți răspundă. Superstiția conform căreia trecerea pe sub o scară poate duce la eșec a apărut în urmă cu aproximativ 5.000 de ani în Egiptul antic. Piramidele erau triunghiulare pentru că egiptenii considerau această formă sacră. O scară înclinată are de asemenea o formă triunghiulară, așa că trecerea pe sub ea a fost resimțită ca o profanare a unui simbol sacru. În alte culturi, o astfel de scară însemna rău, nenorocire și trădare, iar în secolul al XVII-lea, în Anglia, gardienii obligau prizonierii să treacă pe sub scări. Unul dintre cele mai cunoscute semne rele e oglinda spartă. Să te vezi în cioburile ei înseamnă eșec pentru următorii 7 ani. Chiar și din punct de vedere vizual, reflexia din sticla spartă pare amenințătoare, așa că mulți oameni se tem să se uite acolo. Dar din punct de vedere istoric, această temere își are originea în Grecia antică, unde mulți oameni mergeau la mistici speciali care știau cum să prezică viitorul folosind imaginea unei oglinzi. Dacă reflexia cuiva era distorsionată, atunci îl așteptau probleme. O oglindă spartă sau crăpată distorsiona de asemenea imaginea, așa că oamenilor le era teamă să se uite acolo. Apoi, în secolul 1 era noastră, romanii au adăugat la superstiție detaliul despre cei 7 ani de ghinion. Locuitorii Imperiului credeau că sănătatea oamenilor se schimba la fiecare 7 ani, așa că privirea unei reflexii distorsionate însemna tocmai această perioadă. Iar romanii credeau de asemenea că oglinzile reflectă particule din sufletele noastre. Așadar, dacă spărgeai o oglindă, însemna că ți răneai sufletul. Ai vărsat sare? Aruncă imediat niște sare peste umăr dacă nu vrei să ai probleme! De ce poate sarea să aducă necazuri și în același timp să ajute la evitarea lor? Răspunsul se află parțial în denumire. Cuvintele sare și salariu sunt similare, deoarece ambele lucruri sunt valoroase. În trecut, sarea era un produs scump. A o vărsa pe jos însemna să risipești banii. Cu peste 3.000 de ani în urmă, vechii sumerieni au fost primii care și-au aruncat sare peste umăr pentru a anula ghinionul. Apoi, tradiția a trecut la egipteni, asirieni și greci. În Europa se credea că atunci când aruncai niște sare peste umărul stâng, orbeai un spirit rău care voia să-ți facă necazuri. Acum sarea nu mai pare valoroasă, așa că doar câțiva oameni cred în această superstiție. În trecut, marinarii se aflau în pericol atunci când plecau pe mare. Nu e de mirare că au început să creadă în tot felul de superstiții, iar una dintre cele mai populare era legată de banane. Se credea că păstrarea fructului galben la bordul navei provoca probleme grave pe mare. Această superstiție a apărut în secolul al XVIII-lea, când navele comerciale care plecau din Caraibe și Spania au început să dispară. Oamenii care au găsit epavele navelor spuneau că bananele pluteau printre scândurile de lemn. Astfel, aceste fructe au devenit mesageri ai dezastrului. Furtuni, pirați, monștri marini, orice îi se putea întâmpla unei nave dacă la bord se aflau banane. Unii pescari sunt siguri că bananele pot strica pescuitul. Și această superstiție are o bază științifică. Bananele emit un gaz special care poate fi neplăcut pentru pești. Poate că viețuitoarele marine pot simți bananele de la distanță și nu vor să înnoate aproape de ele. În zilele noastre, mulți marinari cred și ei în energia negativă provenită de la banane. Așa că nu fi surprins dacă nu ți se va permite să urci pe vas cu acest fruct în mână. Ai observat vreodată o potcoavă atârnată la ușa de la intrarea unor case? Desigur, mulți oameni o agață ca o decorațiune și nu acordă importanță semnificației sale. Cu toate acestea, încă din cele mai vechi timpuri, ea a fost considerată un talisman eficient pentru a lunga spiritele rele. De asemenea, potcoava a fost un simbol al norocului în multe culturi. Toate aceste credințe au apărut pentru prima dată în Grecia antică, unde fierul era considerat un material care proteja de rău. De asemenea, grecii confecționau potcoavele în formă de semilună pentru că simbolizau fertilitatea și norocul. Apoi, această credință a trecut la romani și ulterior în Europa.
În evul mediu, oamenii se temeau de vrăjitoare, magi și alte creaturi mitice, așa că atârnau podcoave în fiecare casă. Erau siguri că vrăjitoarele se temeau de cai, așa că evitau orice obiect legat de aceste animale. Dacă dorești să eviți problemele, nu deschide umbrela în interior. Aceasta e una dintre puținele superstiții care au o semnificație practică. Pentru prima dată, oamenii au început să vorbească despre ea în Anglia victoriană. La acea vreme, umbrelele erau mai rezistente și mai periculoase decât acum. Spițele de fier puteau răni pe cineva sau strica ceva. Toate aceste necazuri puteau provoca și certuri cu oamenii cu care locuiai, așa că nimeni nu deschidea umbrelele în interior. O pisică neagră care traversează drumul e una dintre cele mai cunoscute superstiții. Unii cred că aceasta e un semn de noroc, alții cred că promite ghinion. Cele două versiuni au două surse diferite. În Egiptul antic, pisicile erau animale sacre, iar oamenii le venerau. Prin urmare, era norocos pentru un egiptean să vadă o pisică neagră care traversa calea. În evul mediu, aceste animale îi speriau pe oameni, deoarece se credea că pisica neagră era tovarășa vrăjitoarelor și un talisman al forțelor întunecate. Dacă o pisică neagră traversa drumul, însemna că răul te urmărea. Când pelerinii s-au stabilit în lumea nouă, această superstiție a început să se răspândească în toată America, iar mulți oameni încă mai cred în ea. Un alt animal menționat în multe superstiții e coțofana. Această pasăre e cunoscută pentru că fură bijuterii și monede, așa că oamenii o consideră un semn prevestitor de eșec. Oamenii spun atunci când o văd: "Bună dimineața, doamnă coțofană, ce mai face soțul tău?" Mulți cred că aceste cuvinte alungă eșecurile departe de ei. O coțofană își alege un singur partener pentru toată viața. Așa că dacă vezi o coțofană fără pereche, înseamnă că e foarte singură. Menționarea partenerului său poate întrista pasărea, iar aceasta nu-ți va mai juca feste. Teama asociată cu numărul 13 e atât de răspândită în întreaga lume încât a primit chiar și un nume special: triskaidecafobie. În lumea modernă, oamenii se tem de acest număr din cauza culturii pop. Filmele, cărțile și emisiunile TV spun că acest număr e asociat cu răul, problemele și pericolele. Totuși, nicio statistică nu poate dovedi că 13 e un număr ghinionist. Nu au existat accidente legate de numărul 13. Persoanele născute în ziua 13 se simt foarte bine și nu au probleme de sănătate. Dar atunci, de unde provine această teamă? Originile triskaidecafobiei ne trimit la mitologia scandinavă. Există o legendă despre Valhalla, unde 12 oaspeți au fost invitați la un mare ospăț în Asgard, Odin, Thor și alte personaje celebre. Dar apoi Loki a dat buzna în sală neinvitat și a devenit al 13-lea oaspete care a stricat petrecerea. Astfel, 13 a devenit un număr care îți poate distruge viața. De ce este găsirea unui trifoi cu 4 foi considerată un semn de noroc? Probabilitatea de a găsi această plantă e de 1 la 10.000 și trebuie să fii norocos pentru a o găsi. Dar dincolo de asta, trifoiul cu 4 foi are o legendă interesantă despre originea sa. Aceasta spune că Eva a luat un trifoi cu 4 foi pentru a-și aminti de grădina Edenului, atunci când a fost alungată din paradis. Astfel, planta a devenit un simbol al prosperității, al norocului și al fericirii.